Astăzi este ziua preferată a lui Anatol. Este ziua în care Anatol are de făcut ceva. Noi avem provocarea de duminică care vine de la mine către el, pentru că ieri am fost eu și am dansat în capitală. Astăzi vedem ce-i pică lui Anatol. Nu știu, tu ești gata? Nu. Tu ca de obicei, serios, intri în... Eu ca de obicei intri în trans, nu știu de ce. După generic revenim să vedem ce astăzi are de făcut Anatol în provocarea noastră. Hai! Padam, 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 padadadam. Îți place Pantera Roz, nu? Nu. Tot nu. Atenție, 022-235-008, e cineva la telefon ca să ne ajute, ca de obicei, tradițional, da? Am 1, 2, 3, 4, 5, 5 tichețele care... Alo, e cineva? Alo, bună dimineața. Neața, cine la telefon? Tatiana. Tatiana, neața Tatiana, de unde ești? Neața, din Chișinău. Din Chișinău, ne suni din Chișinău? Da. Îți place de Anatol? Foarte mult. Da de mine? Nu. La fel. Mă răule. Uite, am 5 stichețele aici. Care îl alegi? Tatiana, fii prietenă cu mine. Hai, Tatiana. Cel din mijloc, cel mai mare. Ăsta? Da. Cel mai mare, asta e cel mai greu. Nu, neapărat. Nu neapărat. Înseamnă că sunt explicații acolo. Ce sunt explicații? Nu, nicio explicație. Măi, uite, ăsta, serios, ăsta ieri mi-a venit în cap și zic... O să-l pun în cele 5, o să-l pun. Și tu ieri nu prea erai în dispoziție bună. Nu eram în dispoziție bună ieri. Îmi place. Tatiana, da. Tu ai mașină? Nu. Ai mașină? Soțul are mașină? Nu. Nici soțul nu are mașină? Cine din apropiații tăi are automobil? O prietenă. O prietenă are mașină. Unde o ține parcată? Adică, stai. Unde? Lângă casă. A, lângă casă, ok. Noi în afara emisiei o să sunăm să ne spui, ca să nu zici în direct adresa, dar o să ne spui, da? Pentru că Anatol în această dimineață are de... Mă, nu spune să parchez mașinile, că eu stric dispoziția la toată lumea. Are de umflat 3 roți cu pompa la 3 mașini diferite, fără șofer. 3 roți trebuie să le umfli. Eu ți-am pregătit și pompa, apropo. Eu m-am pregătit cu toate ustensilele pentru toate provocările. Am pompă de mână, din asta bună, sovietică, veche, din asta. Ce trebuie să faci? Să te apropii de mașină. Înțelegi ce râzi, măi? Că râd băieții deja de tine. Iura, râzi Iura. Tatiana, mulțumesc. Ce râzi, mulțumesc, bă, Tatiana. Bucur de problemele mele. Mersi. Deci fii atent. Ce râzi, bă? El râde pentru că lui îi pare bine. El lui îi pare bine. Prima roata lui Iura. Umfli prima roata lui Iura. Iura n-are mașină. Pe ce trei le dezumflu și pe una o umflu. Iura n-are mașină. Ok, tu ai înțeles, da? Eu îți dau pompa, ieși în stradă, 3 mașini, fără șofer. Atenție! Fără șofer. Eu nu prea am umflat roata, tu știi? Nu prea știu cum să... Ok, uite, eu ți explic. Nu o să fiu rău cu tine, o să-ți explic. Este roata, asta e aia rotundă. Asta care rotește. Asta care rotește, e rotundă, da? Care, așa, care merge mașina. Așa, da. Așa. Sunt cauciucurile, astea sunt negre ele, așa. Astea care moi. Astea sunt cauciucurile, da. Moi. Și sunt jantele, pe jante. Jante. Din aliaj. Pe ele se îmbracă, da, pe ele se îmbracă cauciucul. Așa. Așa, jos. Ai să vezi un țumburuc din ăsta micuț, da? care trebuie să pui mâna. Cum mai eu să mă joc țumburucul? Toată ziua te joci cu țumburuc. Trebuie să pui mâna pe el, să îl scoți, înțelegi? Încet și oră. Scoți țumburucul. Da, apoi, da. Aroții. Ai grijă, dar roții. Îl pui alături să nu-l pierzi, da? Deci așa. Pui pompa se introduce încolo, așa, foarte sovietică. Da. Și e o chestie pe care trebuie să apeși acolo. Hai să vezi. E interesantă, da? Interesantă, așa? Da. Și înțelegi? Deci umfli pentru că e de mână. Așa se umflă. Da. Ai de mână? Da, e de mână. Băi, noi cu ajutorul acestui să-i zic biceps buricos, pătratic. Pe care, da, pătratic, pe care l-ai, el o să te întoarcă înapoi, înțelegi? La urmă, după ce ai umflat, neapărat să nu uiți de salivă, da? Faci salivă și tu îți dacă... Asta vezi dacă țumburucul e... Bravo! Da. Toate astea după ora X. Să vă placă ce provocare astăzi are Anatol în această dimineață. După generic, facem legătura și cu colegul nostru. Hai.
Neața încă o dată, Anatol. Gata? Ai găsit mașini? Te-ai apucat de treabă? De treabă nu vreau să mă apuc. Nu? Dimineața pentru toată lumea. Băi, suntem în emisie directă deja? Trolebuzul lasă. Uite, trolebuzul cu așa viteză eu mă duceam la prășit în fiecare dimineață. Așa cum mă duc și acum. Bine, m-am găsit la emisiunea cum se umflă normal un țumburuc. Serios? Da? Această emisiune are ca scop dezvoltarea ideii de a ține roata în dispoziție bună. Ia uite, suvul ăla îmi place, stai, oprește. Cred că am să o folosim pe asta. După cum observați, este o mașină fără șofer. Acest șofer va fi pedepsit. Hai. Filmăm. Primul proces este foarte important. Trebuie să căutăm țumburucul. Nu uita de țumburuc. Cred că este acesta. Nu uita, așa, bravo, nu uita de țumburuc. Este. Acesta este țumburucul. Ai lângă tine un oaspete. Dumneavoastră, asta e mașina dumneavoastră? Da. Dumneavoastră aveți probleme cu roata. Eu trebuie să vă umflu roata puțin. Iar, dar eu, noi ne-am mai întâlnit. Așa, bravo. Așa. Bravo. Vino cu, cum te cheamă? Nu știu, am visat, doamna. Ana Maria, asta e mașina ta? Două atmosfere, bagă. Ana Maria, această roată trebuie să aibă volumul de 6 megapixeli. Ca să circule normal. Știai de asta? Nu. Nu știai de asta. Tu ai un favorat roțele? Vrei să încerci? Nu. Nu vrei să încerci? Două atmosfere bagă. Și în partea island? Tu te alinzi, dar deja nu mai ai vreo mașină, poate. Atenție. Deci, dacă n-ai inflat niciodată roata, trebuie să înțelegi. Se bagă în țumburuc, se umflă, după care, repede, se scoate repede. Așa. Și se pune să vedem dacă țâmburucul face bulbuli. Nu face bulbuli. Țâmburucul nu face bulbuli. Înseamnă că țâmburucul e sănătos la dumneavoastră. Bun. Da? Bravo, Unai. Și astfel prima dată a fost dezvoltată. Puteți să spun un mesaj aici, că aici e microfonul. Spuneți ceva. Mulțumesc pentru că mi-ați înflat roata. 20 de minute, rog, după ce ieșim din emisie. Da, mersi. Continuăm. Domnul polițist, nu vreți să vă umplu, țâmburucul? Nu? Da, dumneavoastră sunteți fără mașină. Ok. Haideți să mai inflăm o mașină. Ok, hai, caută-ți un buruc. Sezonul 2, asta înseamnă ne apropiem de domnul șofer numărul 2. Bună dimineața, domnul! Ce ziceți dacă eu vă umflu ceva aici? Așa, care roată vă place cel mai mult din astea patru? Care e preferata dumneavoastră? Asta e preferata, deci e cu probleme, da? Ok, where is the tumbruc of the roată? Dar roata asta în general are țumbruc. Dar el e cam ascuns, la dumneavoastră sunt probleme. Nu, ele s-a ascuns, ele sunt băgate. Ne pare rău, aveți țumbrucul bolnav. Mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Ză repede, încă două mașini. Așa cum vă spuneam, în sezonul 2 trebuie să atrageți atenția, așa cum spuneam. Umflatul este foarte important să fie proporțional cu ceea ce vrei să apeși pe gaz sau pe frână. Z2, această mașină e apropo aici și anul trecut era aici. Atenție, mașina asta e abandonată probabil de ieri. Din câte vedem aici, șoferul nici nu și-a dat interesul, nici nu s-a atins de ea. Da. Ai grijă să nu aibă probleme, da? Să fac baba. Ai grijă la țumburucul acestei mașini. Așa? Ai găsit? Este? Așa. Ok, bun. Dar ce cu mâna? Nu cumva te-ai murdărit? Chiar, ia arată mâinile. Închide gura. Eu de-abia rabd toate astea. Iată așa. Și procesul numărul 2, ce mașină e asta, apropo, Gabi? Hai încă 200 de grame de jos. Nu. Asta ce e universal. Asta? Hai. Rășcani. E de la Rășcani omul, a plecat fără mașină omul. Hai. Uite, acest proces, orice bărbat trebuie să-l țină minte. Începând cu 16 ani, deja știți, trebuie să știți să dați în sus, în jos. Două atmosfere, nu mai mult. Unic cu... Dar pompa e foarte serioasă, apropo. Dă-i două și jumate, dă-i două atmosfere jumate. Ia
tot asta cu saliva, ai văzut? Da, dar tu ai vrut... Am înțeles, da, gata, am înțeles. Hai, așa. Cu saliva. Ce smurdare de erstele. Să puneți saliva, vedem că nici această roată nu face zăbulbuci. Nu face zăbulbuci, bun. Hai, nu puneți un buruc înapoi. Înseamnă că și această roată e un buruc sănătos. Și ultima roată. Hai să înful ăsta, că ăsta de la taxi. Hai. Hai, ce faci, taxi? Ce faci? Salut! Dar eu nici nu mă întreb nici eu, fac de-o. Băi, vreau să-ți scoți umbrucul. Vreau să-ți scoți umbrucul. Ne n-a dat tibia, ciuciut. 10 secunde. И все. Давай, быстро. Спасибо. Ому ща дата. Ща дата к чепту. А у тебя очень... У тебя очень этот... Очень стрынс, цымбрук. А, значит, у меня проблема с левой рукой. Хорошо. Вот так. Băi, dar ce ai făcut taximetristului? L-ai vrăjit. El taxi și execută ordinele. Ia. Oh. Asta e el cu mine? Asta e susținere. Da, normal. Păi, da. E de susținere. La cum stai? Am înțeles că șoferilor nu prea le place când sunt fluierați sau cum acolo. Așa, 3, 4, 5, da, da, 6. Mergem? Este. Se hop. Gata. Așa. Ставьте назад, сумбрук. Вон. Что надо знать шоферу про колеса? Про колесо. Последний вопрос был. Вот здесь говорите. Что знать про колесо? Постоянно проверять давление в шинах, следить за то, чтобы не были изношены. Сколько стоит одно зимнее колесо? Сейчас. Все в зависимости от фирмы, но в среднем до $100. Хорошо, мы в прямом эфире на Журнал ТВ. Вы можете сказать мяу? Мяу? Мяу. Мяу для вашей жены. Давайте. Дорогая моя... Дорогая моя жена, мяу. Хорошо, хорошо. Бон, сукчес. Сукчес. Бафта, бафта. Аша, кума на бурдана. Причептив и чел мой бон таксиметрист, де каре анда довада, де каре л-ам интанит, мă рог, да. Până acum am toate provocările. Gata. Браво, браво. Мратолика. Nu mai știi care e problema? Care e problema? Trebuie să fii 3 mașini fără șofer, dar la el la fiecare era șofer. Nu, una a fost fără șofer. Las-mi bine, gata, vin acasă. Hai, se crede. Mi-a făcut ce a făcut, într-adevăr, a fost bine. Da, bravo.